Vă salut! Să vă dau niște informații despre Programul Național Strategic, PNS. Eu sunt cu roata mea. Deci, am fost la APIA să mă interesez. Zic, bă, să nu mă trezesc că cumpăr medicamente, cumpăr ceva, utilaje. De exemplu, vreau să iau un maturator de miere. Și să mă trezesc că dacă nu mi le decontează. Și tocmai bine că... Mai bine că m-am dus, adică să mă interesez, că e mai complicat anul ăsta. Din ce cauză? Vă spun ce am înțeles. Mi-a spus așa, în primul rând trebuie să intrăm pe site-ul, pe pagina AFIR, că acolo zice că ar fi toate produsele cu prețuri afișate. Și... Acum, uite, asta nu știu. Prețurile alea care sunt afișate, dacă noi găsim într-un magazin... produsul respectiv și e prețul mai mare ca ăla, nu mi-a spus clar dacă îl mai decontează sau nu. Plus de asta a zis că când cumpărăm un produs, trebuie să avem două oferte de la două magazine. Adică, dau exemplu, eu vreau să iau, să zicem, varachet, ca să-mi tratez stupii împotriva la varoa, da? Bun, eu nu pot să cumpăr de la un simplu magazin varachet și gata, mi-l decontează. Nu, trebuie să mă duc la un magazin, să-mi dea ofertă de prețuri. Ofertele respective trebuie trecute pe o pagină acolo cu datele firmei, cu ștampila firmei, adică să fie clar că na, nu e o simplă hârtie așa scrisă de mână. Deci de la magazinul respectiv îmi dă oferta de prețuri și mai mă duc și la al doilea magazin sau și la al treilea, deci cel puțin două magazine a zis, și sunt obligat să cumpăr de la magazinul care are prețul mai mic. Adică, într-un cuvânt, dacă eu găsesc varachetul cu 50 de lei și există un magazin care îl dă cu 45 de lei, eu trebuie să iau de la ăla cu 45. Păi și acum mă gândesc cine l-are mai ieftin, că magazinele au prețurile cam la fel. Ar trebui să mă duc la București, direct la institut, că acolo bănuiesc că e cel mai ieftin, că acolo îl face. Adică, într-un cuvânt, sunt obligat să-l iau de la institut. N-am înțeles aici, deci dacă e cineva mai isteț ca mine, să-mi explice și mie de unde pot să cumpăr și eu varachet, protofil, mavrirol, că trebuie să-l iau cu prețul cel mai mic. Așa mi-a spus, deci nu pot să-l iau cu prețul care îl găsesc eu în oricare magazin. Bineînțeles, magazin care este autorizat, nu vorbim de magazin neautorizat, da? Așa, la... utilaje din astea papicule, cum aș vrea eu să iau un decristalizator, aceeași chestie. Trebuie să am ofertă de preț de la cel puțin două magazine, dar întâi să intru pe pagina AFIR să văd acolo cât costă un decristalizator. Dacă acolo este, să zicem, 1000 de lei și eu îl găsesc la un magazin cu 1200 de lei, înseamnă că eu nu pot să-l cumpăr pe ăla, că nu mi-l decontează. Sau îmi decontează decât 1000 de lei? Nu știu, fiindcă nu mi-a spus clar. Cum facem? Deci dacă e cineva mai isteț și a înțeles sistemul ăsta nou acum, care e de anul ăsta, să facă o filmare, să ne spună și nouă public că uite, ne-a cam încurcat anul ăsta. Eu asta vă spun ce am înțeles astăzi, ce mi-a explicat, că trebuie să am de la cel puțin două magazine ofertă de prețuri. Și nu știu după AFIR-ul ăsta, dacă intru pe pagina AFIR, că pe telefon am încercat și n-am reușit să văd prețuri acolo, încerc acasă după laptop, să... Nu știu, dar acolo se poate cumpăra sau... Nu cred că se poate cumpăra, acolo vezi decât prețul. Deci s-a complicat situația, se pare că foarte puțin mai... O să-și mai facă dosarele astea, dacă le-a complicat așa tare. Asta-i. Da, altceva n-am ce să vă zic, deci eu în momentul de față nu pot să mă duc să cumpăr. Vreau să iau un decristalizator de miere, pe cum să-l cumpăr dacă nu sunt sigur că mi-l decontează? Că pur și simplu eu l-aș fi luat de la Ovisan, că e lângă mine magazinul aici. Doar nu mă duc la Brașov sau mă duc la Suceava să-l cumpăr, că e mai ieftin acolo. Na, gândiți-vă și voi. Deci cum e de procedat, că chiar m-a băgat în ceață. Da, repet, dacă este cineva care poate să ne dea niște informații, așteptăm să le dea, dar informații clare, că o să fim destui care, uite, avem de cheltui niște bani și, na, ne interesează să ni deconteze, nu să zică acolo, nu, nu-i decontăm că ai cumpărat și e cam scump ce ai cumpărat tu și nu se decontează.
Da, cam asta e. Eu asta pot să vă spun, eu până în momentul de față nu pot să cumpăr nimic, fiindcă nu știu clar cum se procedează. Sănătate și numai bine.